Bună ziua, stimați prieteni! În primul rând vreau să ne cerem scuze că astăzi a fost o zi așa mai specială, multe evenimente, Republica Moldova a primit statutul de țară candidat la Uniunea Europeană și noi tehnic ne-am putut veni până acum, deoarece capacitățile și camerele care erau toate ocupate cu alte evenimente, dar mai târziu, mai bine decât deloc. Astăzi dorim să discutăm un subiect, după mine, extrem de interesant, dar înainte de aceasta vreau încă o dată să reamintesc că analizele economice este un produs comun IDIS Viitor și privesc eu. Ne puteți urmări pe paginile oficiale acestor instituții sau pe pagina mea uniți.md, unde găsești toate celelalte ediții ale analizelor economice. Astăzi aș vrea să vorbesc despre comerț online, comerț care se dezvoltă extrem de rapid în ultima perioadă. Mai mult ca atâta, practic până în 2015 în Republica Moldova nu exista, ca și în alte țări, iar acum avem o piață destul de mare, sunt multe provocări și acest lucru încă este interesant din simplu motiv că asistăm în prezent la un proiect de lege în Parlament, după mine foarte bun, prin care se va pune limitarea comisionului aplicat de către bănci la tranzacțiile cu cardurile bancare. În prezent nu existau astfel de limite și cred că este la timp. Mai devreme poate era prea devreme de implementat, mai târziu deja nu trebuie. Cred că suntem în perioada exact care trebuie să introduc această limitare de comision, lucru care, în opinia mea, va impulsiona și mai mult comerțul online. În analiza de astăzi pe care o voi prezenta, am utilizat două tipuri de date, plus am făcut mixaj de ele, deci noi utilizăm așa numitele date hibride, ce înseamnă lucrul acesta, explic foarte simplu. Pe de o parte avem rapoartele oficiale băncii naționale care ne arată care este tranzacțiile cu cardurile bancare, aceasta este prima care utilizăm, dar doi, după cum bănuiți și dumneavoastră, foarte mulți din voi când faceți o comandă online nu achitați cu cardul bancar, nu achitați online, dar faceți plata fie în numerar, fie cu cardul bancar când a venit curierul la dumneavoastră. Și în cazul dat este foarte greu să depisezi aceasta ca plată online. Pentru a vedea totuși care este volumul pieței online, IDIS Viitorul a realizat un sondaj. Acest sondaj a fost făcut de către IDIS, de către CBS Research, la comanda IDIS Viitorul și Institutului Brătianu din București. Noi am prezentat sondajul în întregime la o prezentare publică, iar astăzi ne oprim doar pe comerț online. Deci, practic, prezentarea mea de astăzi are două componente. Prima este rezultatul sondajului, unde noi analizăm cât este de prezent în Republica Moldova comerțul online, cât de mulți cetățenii noștri utilizează acest produs. Vom dori ca acest sondaj să-l facem o dată pe an și în felul acesta să vedem dinamica, cum crește acest fenomen în Republica Moldova. Credeți-mă, el crește. Iar pe de altă parte, noi utilizăm datele Biroului Național de Statistică și apoi facem un mixaj în baza sondajului și în baza datelor Biroului Național de Băncii Naționale, în baza datelor Băncii Naționale, vom încerca să estimăm mărimea pieței de comerț online din Republica Moldova. Sper că această informație va fi utilă pentru foarte multă lume, în primul rând decedenții, ca să vadă cum iau deciziile, ca să încurajăm comerțul oficial în detrimentul plăților neoficiale. Doi, companiile care vor să lanseze în această piață, cred că vor afla multe lucruri interesante. Din acest motiv, pe lângă video care dumneavoastră îl aveți, prin comunicatul de presă care va apărea la IDIS Viitorul, eu mă angajez să public și toate graficile într-așa manieră că fiecare dumneavoastră să aveți acces la aceste cifre care, pe de altă, le veți vedea și din grafic, le puteți prelua, îmi cer scuze, din video, dar vor fi prezentate și separat. Haideți, prima întrebare care am pus-o noi, în Republica Moldova, comerțul online înseamnă câteva elemente. Despre aceasta vom mai vorbi separat, dar în mare măsură este în felul următor. Procurarea de bunuri și servicii, fie din țară, fie de peste hotare, și achitarea serviciilor sau impozitelor online. Foarte mult, achitarea facturilor și impozitelor online. Deci la noi, printre altele, Moldova, acest serviciu mai mult se dezvoltă anume pe baza facturilor și impozitelor, deoarece la comerțul cu bunuri până și cetățenii noștri preferă totuși achitarea să nu o facă online, din ce cauză cred că încheți slab dezvoltată această piață. Cel mai mult oameni achită fie cu cardul bancar când a venit curierul acasă, fie dă numerar. La întrebarea noastră, prima ce am vrut să vedem dacă cetățenii noștri plătesc facturile online. Răspunsul este în felul următor. 20% din cetățeni spun că achită facturile online,
destul de des, alte 12,5% au spus că achit facturile online uneori, iar 67% sau 2/3 din cetățenii noștri nu achită niciodată facturile online. Deci asta cred că este cea mai mare provocare pentru noi, deoarece cel mai simplu, cea mai ușoară metodă de a achita facturile, cei care fac acest lucru știu, este anume online. În prezent, toate băncile au dezvoltat internet banking într-o formă foarte avansată. Dumneavoastră puteți face ușor să faceți acest lucru, dar până ce nu merge. Am dorit să văd care sunt factorii care determină ca omul să facă sau nu achitările online. Și am să vedem doi factori care influențează direct. Prima este vârsta. Dacă ne uităm după vârstă, observăm că din grupul de tineri la 18 până la 29 de ani, 55% din ei spun că achită facturile online permanent sau deseori. Deci mai mult de jumătate au experiența de a achita facturile online. La polul opus, după cum deja și bănuiți, sunt persoane în vârstă de 60 de ani și mai mult, doar fiecare 10-lea din el spune că măcar o dată au încercat să achite facturile online. Deci primul factor care determină dacă om utilizează sau nu această tehnologie este vârsta. Și al doilea factor care foarte clar se vede sunt studiile. Dacă observați, din persoanele care au studii superioare, 58% achită facturile online mai des sau mai rar, iar la polul opus oamenii care nu au studii complete, deci oamenii care au o educație mai slabă, să spunem, necompletă, deci vedem că din ei doar 8% spun că fac achitările online. Dacă facem mixaj dintre aceste două categorii, atunci obținem un tablou și mai clar. Observăm că vârsta este dominanta de bază și doi sunt studiile. Deci dacă om are vârsta, este tânăr, plus mai are și studii, probabilitatea că el achită facturile online este foarte mare. Eu am luat principalele categorii, dacă ne uităm atent, tinerii de la 18 până la 29 de ani care au studii superioare, 75% din ei spun că fac achitările facturilor online. Deci dacă tu ești tânăr și încă mai ai și studii superioare, probabilitatea că vei folosi facturile, vei folosi online ca să faci achitările este de 75%. La polul opus sunt oamenii mai în vârstă, deci aceștia sunt doar principalele categorii, deci oamenii care nu au studii și sunt înaintați în vârstă, la ei practic ponderea celor care au experiență de a achita facturile online este aproape zero. Aici nu avem o problemă și explic din ce cauză. Întotdeauna când apare un fenomen nou, sunt așa numiți campioni sau campioni. Deci campionii în cazul dat sunt cei cu vârsta tânără și cei cu studii. Ei sunt primii care explorează ceva nou, ei sunt primii care au experiență nouă și încet, încet această experiență o vor transmite-o rudilor, prietenilor și eu cred că procesul de învățare va dura vreo 2-3 ani de zile, perioada în care deja marea majoritate a facturilor vor fi achitate online. Deci prima ce avem noi în Republica Moldova, la noi este prima măsurare și este greu să spunem cum a fost ceva în trecut, dar bănuim că n-a fost deloc, dar la anul deja va fi mai clar. În prezent 67% din oameni nu achită deloc facturile online. În grupul tinerilor și cu studii superioare doar 25%. Deci, practic, avem această influență destul de puternică. Atunci când omul achită facturile, noi le punem în următoarea întrebare. În cazul dacă dumneavoastră aveți experiență de achitare facturilor online, totuși, care experiența este a dumneavoastră? Cei care nu achit 67% este clar. Pe noi ne interesează cel care măcar a dat-o achitat, ce se întâmplă cu el. Și noi vedem în felul următor. 34% spun că eu achit doar online, 34% spun că achit mai mult online și iarăși 30% sau sunt împărțite o treime, spun că achit facturile mai mult în numerar. De fapt, dacă adunăm toate trei cifre, noi obținem că în Republica Moldova avem 10% din populația Republicii Moldova care achită deja facturile doar online. Acest indicator să-l ținem minte, la anul, dacă vom măsura, sperăm foarte mult că el se va dubla. Deci la noi această piață crește foarte rapid și la anul cred că nu ne vom mira dacă numărul celor care achită facturile online va fi de ce obțin doar online, achită ce obțin 20%. Deci primul ce face cetățeanul nostru când intră în internet, în prezent, în Republica Moldova, el își achită facturile online sau îl plătește impozitele. Mai mult cu facturile, mai puțin cu impozitele. Al doilea lucru este procurarea de bunuri și servicii. Și noi am întrebat cetățenii noștri dacă fac procurări de bunuri sau servicii. Dacă observați, 6% spun da,
Alte 19% spun că da uneori, 74% spun că niciodată. Dacă observați, în cazul facturilor online, noi avem un număr mai mare de oameni care deja au experiență, în cazul procurărilor de bunuri, experiența este ceva mai micuță. Este legat și de faptul că avem o piață nouă care încă nu este foarte puternic dezvoltată. Pandemia a ajutat mult, dar nu suficient de mult. Dacă ne uităm la bunuri, iarăși avem o diferențiere foarte clară. În rândul tinerilor, avem 51% care spun că fac procurări online de bunuri, în rândul celor în vârstă doar 5%. Dacă observați la chitarea facturilor, cei în vârstă totuși mai mulți sunt. În cazul procurărilor de bunuri, cei în vârstă sunt cât mai puțini. Studiile iarăși au o influență foarte puternică. În cazul celor cu studii superioare avem paza 6%, în cazul celor care au mai studii mai slabe sau nu au studii, numărul lor este practic de 8 ori mai mic, 6.6%. Pe cei care fac procurări online, întrebăm, dacă dumneavoastră faceți procurări online, cât de des faceți acest lucru? Cel mai mult sunt persoanele sau două treimi din persoane spun că fac o dată pe lună sau de câteva ori pe an. De fapt, oamenii nu prea au încă experiență. Avem un număr micuț de oameni care spun că fac procurările zilnic. Noi avem, dacă să spunem așa, 2,7 plus 1,6, avem practic 4% jumătate din cetățeni care spun că pentru mine comerțul online este ceva obișnuit, îl fac foarte des de câteva ori pe săptămână. În rest, este destul de mare numărul celor care spun că pentru mine este ceva sporadic, deci o dată de două ori pe an, de câteva ori pe an, o dată, două ori pe lună, eu fac procurări. În mediu se primește 20,7 sau 21 de procurări pe an sau practic două procurări pe lună. Deci, din rândul celor care fac procurări, în mediu sunt două procurări pe lună. De unde faceți? Dacă cumpărați anumite bunuri, de unde le cumpărați? 52% spun că eu de regulă cumpăr de peste hotare și 45% spun că de regulă cumpăr din țară. Aici noi data viitoare vom pune întrebarea mai nuanțată din simplu motiv că cei care fac de procurări din țară evident că fac și de peste hotare, cei care fac de peste hotare fac din țară. Aici nu este atâta de unde el cumpără, cât de unde el cumpără mai mult. Deci 52% spun că cumpără mai mult de pe scotare, de el cumpără și din țară, și 45% spun că cumpără mai mult din țară, dar evident îi procură și de pe scotare. Și următoarea întrebare care ne permite să analizăm piața este cum omul se achită. Dacă vă uitați atent, doar 20% fac plata online. Restul, acei care cumpăr din țară, cei care pe hotare, plata aproape, în majoritatea cazurilor este online, dar nu întotdeauna online, deoarece noi avem foarte multe posibilități prin care persoanele fizice aduc mărfurile și chiar dacă el face comanda pe hotare, el plata o face tot în numerar la persoana fizică care i-a asigurat marfa în țară. Iar aproape 80% din cetățeni, împărțit jumătate la jumătate, spune că eu fac comanda online, însă mă achit fie cu cardul bancar, fie mă achit în numerar. Din acest motiv, din datele oficiale ale Băncii Naționale, noi avem un volum de vânzări online, însă în realitate el este cel puțin de 4 ori mai mare, el este cu mult mai mare din simplu motiv că foarte multă lume nu achită online, dar achită atunci când vine curierul la el. Și acest lucru mai este demonstrat încă de următoarea întrebare. Procentual vorbind, ce parte din bunuri dumneavoastră le achitați online și care le achitați în numerar atunci când vine curierul acasă. 55% de oameni spun că eu achit doar în numerar. Deci el face comandă și achit în numerar. 20% spun că și în numerar și, și online și doar 17% spun că achit mai mult online decât în numerar. De fapt, iarăși avem că 80% de oameni sau din 5-4 spun că eu de fapt achit atunci când vine curierul la mine. Iarăși un lucru cred că va prezenta interes, care este topul preferitor, ce procură cetățenii noștri online. Pe prima poziție se află îmbrăcămintea și încălțămintea, pe locul 2 parfumerie și produse de îngrijire personală, pe locul 3 cosmetic, pe locul 4 produse alimentare, pe locul 5 muzică, film, jocuri și aplicații. Deci în prezent în Moldova destul de
termic este dezvoltat această pasă. Toate aceste date eu le vom prezenta sub formă de grafice, așa că dumneavoastră acum le vedeți, dar noi vă le vom face publici la toți. Care este factura medie? Dacă faci o procurare online, cât plătești omul? Dacă observați, 34% spun că la mine factura este de la 200 până la 500 de lei și 25% spun că la 500 de lei până la 1000 de lei. Altfel spus, la noi bunurile sunt nu de valoare mare, avem un număr micuț de persoane care procură bunuri mai mult de 2000 de lei sau chiar mai mult de 5000 de lei. Factura medie, noi am calculat-o, în prezent un cetățean când face o comandă online de anumite bunuri, mediu îl plătește 880 de lei. Având toate aceste date și cunoscând datele băncii naționale, noi am încercat să estimăm care este mărimea pieței comerțului online în Republica Moldova. În opinia noastră, în anul 2021, piața online în Republica Moldova a ajuns la 24 miliarde de lei, în creștere cu 7 miliarde de lei, comparativ cu anul precedent. Creștere din 2021, în opinia noastră, a fost cea mai mare din toată istoria Republicii Moldova, a fost practic triplu față de orice altă perioadă. Există explicații de ce acest lucru s-a întâmplat. Cred că, de fapt, dacă vă uitați atent, în 2015 la noi piața online era una foarte micuță, de 6 miliarde de lei, aproximativ 5,9 miliarde de lei, și uitați-vă că în prezent ea a crescut destul de puternic, a ajuns la 24 de miliarde de lei. Din ce e construit piața noastră comerțului online? Ca să vă fie clar, este în felul următor. 10 miliarde de lei sau 42% din toate plățile care se fac la noi în prezent pentru comerț online sunt anchetarea în numerar sau cu cardul bancar. Deci cetățeanul Republicii Moldova și cetățenii străini, apropo avem și cetățenii străini care fac o comandă, el de fapt face comanda pe internet, el o numește ca comandă online, însă face achitarea acasă. Deci noi o estimăm undeva 10 miliarde de lei, este suma care ea nu poate fi regăsită în datele băncii naționale. Tot ce trebuie să facem noi, ca aceștia 10 miliarde de lei din economia nevăzută, să treacă în economia văzută sau să asigurăm cetățenilor noștri o ușurință în plata online, astfel ca aceste 10 miliarde de lei să fie făcute prin diferite instrumente de plăți noi. Pe locul 2 se află bunuri și servicii procurate de peste hotare, 5,34 miliarde de lei, cetățenii Republicii Moldova, în prezent fac procurări de peste hotare cu achitarea online. Deci este o piață destul de mare față de piața din Republica Moldova. Dacă vă uitați, cetățenii noștri din Republica Moldova procură doar 2,31 miliarde de lei bunuri și servicii. De peste hotare 5,34, din țară 2,31. Dar aici vreau să explic foarte clar, 2,31, deoarece alte 10 miliarde de lei sunt procurate cu plata la curier. Achitarea facturilor și impozitelor 5,34 miliarde de lei este serviciul care înregistrează cea mai dinamică și cea mai rapidă creștere și, în sfârșit, procurări de bunuri și servicii de către străini în Republica Moldova de 1,31 miliarde de lei. Aici, la străini, vreau să introduc o nuanță. Dacă ne uităm atent, străinii, într-adevăr, cheltuie destul de mult în Republica Moldova, dar corect ar fi nu străini, dar carduri emise în străinătate. Din ce cauză? Tot IDIS Viitorul, într-o ediție precedentă, cred că voi da link la această ediție, am demonstrat că din toți banii care sunt emiși pe carduri din străinătate, undeva 25% din acești bani sunt cheltuiți de către cetățenii Republicii Moldova, rudele, prietenii lor se află peste hotare, le trimit cardul acasă și de fapt este o formă ascunsă de remitență. Avem undeva anual vreo 2 miliarde de lei, ceea ce înseamnă 100 de milioane de euro. Sunt bani pe care cetățenii noștri îi primesc pe carduri străine, îi cheltuie Moldova, Banca Națională îi vede ca carduri străine și străine Moldova, dar de fapt sunt carduri străine, dar se află pe mâinile cetățenilor noștri. Din acest motiv, 1,31 miliarde de lei carduri străini, corect spunem, cred că cea mai mare parte din aceste bunuri totuși sunt procurate de cetățenii Republicii Moldova care dețin un card străin. Din plățile oficiale care le fac cetățenii noștri, deci am spus 10 miliarde de lei, sunt plățile care se fac așa neoficial. Din plățile oficiale care le fac cetățenii din Republica Moldova, avem 13 miliarde de lei în anul 2021, dintre care avem în felul următor. 2,1 miliarde sunt plățile pentru procurarea de bunuri din țară.
5,4 miliarde sunt plățile pentru achitarea facturilor din Republica Moldova și în sfârșit 5,6 miliarde sunt plățile pentru procurarea de bunuri de peste hotarele țării. Dacă vă uitați atent, din 13 miliarde de lei, noi avem 5,4 pentru achitarea facturilor și impozitele și 7,7 pentru procurarea de bunuri, dintre care 2 miliarde din interiorul țării și 5,6 miliarde peste hotarele țării. Dacă ne uităm câte bunuri au fost procurate de către moldoveni din interiorul țării, noi estimăm că piața în anul 2021 a ajuns la 13,2 miliarde de lei. Deci din totalul vânzărilor care au fost pe teritoriul Republicii Moldova, în afară de serviciul de banking, deci noi avem 13,2 miliarde de lei, cetățenii noștri au procurat deja prin internet. Însă din acestea 13 miliarde, 3,2 miliarde sunt procurări cu plata online și 10 miliarde sunt procurările făcute la curier acasă. De fapt, toate autoritățile noastre trebuie să gândească cum aceste 10 miliarde se transformă în plăți online. Și ultimul grafic, piața online. Deci, care este piața online în Republica Moldova? Deci, piața curată online, oficială, deci în anul 2021, este de 8,6 miliarde lei, dintre care 7,5 miliarde lei sunt plățile efectuate de către moldoveni și 1,1 miliarde de lei sunt plățile efectuate de către, corect ar fi să spunem, nu străini, dar cardurile străine, în total 8,6 miliarde. În concluzie este în felul următor. Comerțul online în Republica Moldova se dezvoltă cu o dublare în fiecare 2 ani. Am ajuns în 2021 la 24 de miliarde de lei, o creștere aproape triplu față de perioadele precedente de 7 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestui comerț este comerțul cu plata la curier când vine acasă. Și aici noi trebuie să încurajăm de fapt platele online. Pe locul 2 se află procurarea bunurilor de peste hotare și noi de fapt trebuie să încurajăm dezvoltarea comerțului în Republica Moldova, ca cetățeanul Republicii Moldova să procure online din țară și nu procure de peste hotare. Lucrul acesta trebuie încurajat. După aceasta sunt plățile facturilor și impozitelor pe internet. Însă două treimi din populație așa și nu utilizează acest instrument de plată, dar avem totuși cea mai dinamică creștere. Noi în prezent avem în Moldova 10% din cetățeni care fac declară că plătesc doar prin internet. Sper că la anul această cifră va fi de cel puțin 20% și în sfârșit avem și prezența străinilor în Republica Moldova, care o parte din ei, de fapt, sunt toți cetățenii Republicii Moldova care dețin carduri străine. Scurt și clar pe final. În 2021 noi estimăm că volumul total de procurări efectuate de cetățenii noștri sau procurările totale de cetățenii noștri se ridică la 150 de miliarde de lei. Dintre care 24 de miliarde de lei sau fiecare a 6 de lei au fost procurat online. Deci online-ul intră activ în viața noastră, acest grafic poate îl voi prezenta cu altă ocazie, deci fiecare a 6 de lei cheltuit de către cetățeanul Republicii Moldova în anul 2021 a fost achitat prin intermediul comerțului online. Deci avem o creștere destul de puternică a comerțului online, care acum 10 ani în urmă nu exista, iar acum a ajuns că fiecare unul din 6 lei este cheltuit anume pe online. Eu vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, cum ne uităm un alt subiect de importanță majoră pentru economia noastră.